Polițiștii de frontieră din cadrul sectorului Poliției de Frontieră Svinița au descoperit în portbagajul unui microbuz oprit în trafic condus de un cetățean român peste 250 de kilograme de pește din diferite specii. Pescuitul fără permis de pescuit este o contravenție și se sancționează cu o amendă de la 300 de lei la 600 de lei. Reținerea peștilor sub dimensiunile minime legale este contravenție și se sancționează cu o amendă de la 300 de lei până la 600 de lei. Un cetățean român în vârstă de 50 de ani a fost prins de polițiștii de frontieră conducând un microbuz în care transporta 250 de kilograme de pește din diferite specii. În urma unei acțiuni a polițiștilor din cadrul sectorului Poliției de Frontieră Svinița, în cooperare cu administrația Parcului Natural Porțile de Fier, a fost depistat în trafic, pe drumul național 57, un microbuz înmatriculat în România, condus de un bărbat în vârstă de 50 de ani. În urma activităților specifice desfășurate, polițiștii de frontieră au procedat la efectuarea unui control al autoturismului, depistând cantitatea de 254 kg de pește diferite specii. În cauză, polițiștii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de deținerea, transportul, comercializarea fără documente legale a peștelui, icrelor și a produselor din pește obținute din pescuit. Întreaga cantitate de pește, în valoare de aproximativ 2500 de lei, a fost ridicată în vederea confiscării și predată la o societate de profil. În cauză, polițiștii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de deținerea, transportul, comercializarea fără documente legale a peștelui, icrelor și a produselor din pește obținute din pescuit. Întreaga cantitate de pește, în valoare de aproximativ 2500 de lei, a fost ridicată în vederea confiscării și predată la o societate de profil.